Viața cuviosului părintelui nostru Nicon, egumenul pe Cerscăi 23 martie, când Domnul a binevoit să facă mult roditoare viața monahicească sădită în Rusia, a venit cel din tâi ucenic, cuviosul Nicon, la iubitorul de osteneală, Sfântul Antonie al pe Cerscăi, care începuse a se nevoi în peșteră, ucenicul, urcând bine treptele monahiceștilor fapte bune, urma în toate povățuitorului și învățătorului său. De aceea s-a făcut vrednic a fi pus de dânsul povățuitor și ducea pe ceilalți lucrători în via cea gândită a pustnicești nevoințe, iar câți veneau la el, dorind să fie de un chip cu viața celor întocmai cungerii. Singur cuviosul Antonie îi învăța la faptele cele bune, iar cuviosul Nicon îi tundea în călugărie, fiind preot și monah iscusit. Și se putea vedea atunci alt Moise și Aaron în via cea gânditoare, care a făcea roade de pocăință vrednice mutării din Egiptul lumii acesteia la cerescul pământ cel făgăduit. Astfel, cuviosul Antonie a adus rânduiala vieții monahicești din Sfântul Munte Atos, ca Moise, care a adus legea din muntele Sinaiului, iar cuviosul Nicon lucra întrânsa ca Aaron, fiind cinstit cu rânduiala preoției, și lucra cu toată buna supunere, primind din lucrul său nu numai cele de bucurie, ci și răbdând cu bărbăție ispitele și mulțumind lui Dumnezeu pentru toate. De mare bucurie duhovnicească s-a învrednicit, mai ales când a călugărit pe cuviosul părintele nostru Teodosie, care s-a arătat mare povățuitor al vieții monahicești în Rusia. S-a bucurat cu duhul și atunci când a călugărit pe fericitul Varlaam, cel de mare neam boieresc, asemenea, și pe cel ce era iubit de domnul locului, pe fericitul Efrem, cel foarte înțelept, dar pentru aceștia a suferit nu puțin necaz, căci, înștiințându-se gneazul Iziaslav despre tunderea acelora, s-a mâniat foarte asupra cuvioșilor și a poruncit ca îndată să aducă înaintea sa pe acela din trânsii care a îndrăznit ai călugări, iar slujitorii, mergând de grabă, l-au adus pe cuviosul Nicon înaintea sa. Gneazul, căutând cu mânie la sfântul, i-a zis: tu ai călugărit pe dregătorii fără porunca mea, iar cuviosul Nicon a răspuns cu bărbăție: i-am călugărit cu darul lui Dumnezeu și după porunca cerescului împărat, Iisus Hristos, care i-a chemat la o nevoință ca aceasta. Iar gneazul mai mult s-a mâniat și i-a zis: ori îi sfătuiești să meargă la casa lor, ori te voi trimite în surghiun cu cei ce sunt cu tine, și voi porunci să risipească peștera voastră. Fericitul Nicon i-a răspuns: stăpâne, fă toate așa precum este cu plăcere înaintea ochilor tăi, dar mie nu mi se cade a întoarce pe ostași de la cerescul împărat. Aceasta făcându-se, Sfântul Antonie și cei cu dânsul au ieșit din peșteră, voind să se ducă în altă stăpânire, căci cneazul, mâniindu-se, ocăra pe fericitul Nicon. Dar unul din slujitori a spus despre aceasta soției cneazului, care, aducând aminte soțului ei despre mânia lui Dumnezeu ce se făcuse în patria ei, în pământul leșesc, când au fost izgoniți monahii de tatăl ei, Boleslav cel Viteaz, căci călugăriseră pe cuviosul Moise Ungurul, i-a zis: ascultă-mă, domnule, și nu te mânia, că asemenea au fost izgoniți din țara noastră niște monahi ca aceștia și de aceea multe nevoi s-au făcut pentru dânsii. Deci te ferește, domnule, ca să nu fie așa în stăpânirea ta. Cneazul, auzind acestea, s-a temut de mânia lui Dumnezeu și a eliberat pe fericitul Nicon, poruncindu-i să meargă la peșteră, iar pe cei ce plecaseră din peșteră, a trimis să-i cheme înapoi. Însă, abia după 3 zile s-au întors în peștera lor, precum se scrie în viața cuviosului Antonie. De aceea, după atâtea supărări, cuviosul Nicon trăia în peșteră cu asprime și multe biruințe a săvârșit cu rugăciunea și cu postul asupra duhurilor celor rele. Fiind de un obicei cu cuvioșii părinții noștri Antonie și Teodosie, încât erau 3 luminători strălucind într-acel loc întunecos și izgonind întunericul diavolesc. Înmulțindu-se frații în peșteră, a voit fericitul Nicon să se ducă în singurătate și să se liniștească. Deci, după sfatul cuviosului Antonie, sfătuindu-se cu alt monah de neam bulgar, de la Sfântul Munte, din mănăstirea Sfântului Mina, s-a dus cu dânsul și,
Sosind la mare, acolo s-au despărțit, căci bulgarul, mergând spre Constantinopol, a aflat o insulă în mijlocul mării și s-a sălășluit în ea, unde a viețuit mulți ani, răbdând gerul și foamea, și astfel în pace a dormit. Și locul acela, până astăzi, se numește Ostrovul Bulgarului, iar cuviosul Nicon s-a dus în insula Tmutorakan și, aflând un loc curat aproape de cetate, s-a sălășluit acolo, liniștindu-se și slujind lui Dumnezeu cu râvnă, adăugând osteneli peste osteneli și făcând pe popoare a se minuna de viața sa, căci slava lui străbătuse pretutindeni și veneau la dânsul mulți oameni care se minunau, pentru că erau încă neîntăriți în credință, iar de monahicească viață nici nu auziseră, însă de Dumnezeu povățuindu-se și vrând să urmeze obiceiul cel bun monahicesc, rugau pe cuviosul Nicon să-i călugărească, iar el îi învăța și călugărea. Apoi a zidit o biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și astfel, cu darul lui Dumnezeu și prin rugăciunile cuviosului Nicon, a sporit locul acela și s-a făcut mănăstire slăvită, având toată asemănarea mănăstirii pecerska. Apoi, murind Rostila Vladimirovici, domnul acelui ostrov, popoarele acelor părți au rugat pe cuviosul Nicon să meargă la Sviatoslavia Roslavici, gneazul Cernigovului, și să le roage ca să le lase pe fiul său gleav la scaunul Tmutorakanului, iar acesta, după ce a ajuns la cetatea Cernigov și lucrul cel încredințat l-a săvârșit bine și cu bună spărire, s-a întors la cetatea Chievului și a venit în mănăstirea Pecerska, la fericitul egumen Teodosie. Cum s-au văzut unul cu altul, căzând amândoi, s-au închinat până la pământ, apoi, sculându-se, s-au îmbrățișat și au plâns mult, căci de multă vreme nu se văzuseră. După aceasta le ruga cuviosul Teodosie ca să nu se despartă de dânsul fericitul Nicon, cât vor fi amândoi în trup. Acesta i-a făgăduit, zicând, sosind la mănăstirea mea, voi rândui cele cuvenite și îndată, dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce. Astfel a și făcut, pentru că, ajungând la ostrovul Tmutorakan cu gneazul gleav Sviatoslavici, acel așezând pe scaun, el și-a rânduit mănăstirea sa precum făgăduise și s-a întors apoi la mănăstirea Pecerska. Acolo s-a încredințat cu totul cuviosului Teodosie și cu toată bucuria se supunea lui, iar cuviosul Teodosie îl iubea foarte mult și ca pe un părinte îl avea. Drept aceea, când se ducea singur undeva cuviosul Teodosie, atunci încredința pe frați fericitului Nicon, adică să-i învețe și să-i păzească, ca unul ce era mai bătrân decât toți. Și precum cuviosul Teodosie învăța pe frați cu cuvinte duhovnicești, asemenea poruncea și fericitului Nicon ca, citind cărți, să dea învățătură fraților. Și de multe ori, fericitul Nicon legând și lucrând la cărți, pentru că era iscusit în meșteșugul acela, însuși cuviosul Teodosie, șezând lângă dânsul, îi pregătea sfoară spre trebuința lucrului. Astfel era smerenia și dragostea dintre ei. După aceasta, văzând acest fericit tulburarea care era între cnejii Rusiei, fiind izgonit Iziaslav din Kiev și suindu-se pe tron fratele lui, Sviatoslav, s-a mâhnit, neputând suferi gâlcevile și, ca să nu-și piardă liniștea minții sale, a dorit ca iarăși să se ducă în ostrovul cel mai înainte zis, iar cuviosul Teodosie mult le ruga, ca și mai înainte, să nu se despartă ei, cât vor fi în trup. Dar fericitul Nicon, cerând iertare, a zis că mai mult decât toate îi este de folos lui liniștea minții, cea obișnuită în singurătate. Deci s-a dus cu doi monahi și a viețuit acolo câțiva ani în obișnuita sa nevoință. Iar după moartea cuviosului Teodosie, fericitul Ștefan primind egumenia, iarăși a venit cuviosul Nicon, fiind atras de iubirea frățească, ca să cerceteze pe cuviosul Teodosie și, fiindu-i jale că n-a găsit în viață pe iubitul său prieten, a voit ca restul vieții sale, până la moarte, să îl petreacă în mănăstire și adeseori, mergând la mormântul lui, vărsa lacrimi aducătoare de bucurie, pe de o parte durându-l inima pentru despărțirea de iubitul său frate, iar pe de alta mulțumind lui Dumnezeu că un luminător ca acesta, prin viața cea asemenea îngerilor, a strălucit în Rusia, căruia el,
cu mâinile sale. I-a pus sfântul și îngerescul cip monahicesc, după fericitul egumen Ștefan. Frații, văzând pe acest cuvios că este mai bătrân decât toți, că și cuviosul Teodosie din mâinile lui a primit călugăria, prin voia lui Dumnezeu și după sfatul tuturor, l-au ales egumen, ca pe cel ce era de un obicei cu cuvioșii părinții Antonie și Teodosie și cu dragoste îi se supuneau și în toate îl ascultau, ca pe un părinte și povățuitor. De multe ori se ispitea vrăjmașul, urâtorul binelui, ca și acestui cuvios să-i facă împiedicare, ca și fericitul egumen Ștefan, împurtarea de grijă pentru sufletele turmei care îi se încredințase de Dumnezeu, vrând ca pe aceasta s-o tulbure cura ce avea asupra lui. Însă, nesporind nimic, a fugit rușinat, pentru că întunericul lui n-a biruit lumina faptelor bune ale fericitului. Astfel, acest fericit egumen a plăcut lui Dumnezeu, fiind model turmei sale cu minunatele fapte bune, încât în vremea sârguinței lui s-a împodobit Sfânta Biserică a Pecerscăi cu icoane făcătoare de minuni. Căci, la rugămintea cea pământească a acestui fericit iconom, s-au adăugat cuvioșii părinții Antonie și Teodosie cu rugăciunile lor cerești. Și au trimis la dânsul zugravii din Constantinopol, cărora le-au dat aur ca plată. Fericitul egumen a arătat acelor zugravi chipul iubiților săi prieteni, ale cuvioșilor părinții Antonie și Teodosie, care mai înainte cu 10 ani muriseră. Iar zugravii îndată au cunoscut ca aceea cu adevărat, arătându-li-se, i-au plătit și i-au trimis la dânsul. Pe lângă aceasta, îi spuneau și alte minuni mari, cum, vrând să se întoarcă, li s-a arătat Sfânta Biserică pe Cerska și icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, de la care au auzit certare, ca să nu se întoarcă, și, vâslind în josul râului, luntrea a plutit în sus împotriva apei. Cu așa facere de minune, zugravii, care veniseră prin sârguința acestui fericit egumen, se apucară atunci de lucrul împodobirii Sfintei Biserici, nelipsind iarăși minunea, căci icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu singură s-a închipuit în altar și mai mult decât soarele a strălucit, iar un porumbel din gura ei a zburat, precum se scrie mai pe larg în povestirea patericului despre Biserica Pecerscăi. Acestea s-au făcut prin cereștile rugăciunii ale cuvioșilor părinți Antonie și Teodosie, și încă prin cele pământești ale fericitului egumen Nicon. După ce pururea pomenitul egumen, cuviosul părintele nostru Nicon, prin felurite chipuri ale vieții sale celei întocmai cungerii, a împodobit toată Sfânta Mănăstire a Pecerscăi. După ostenelile cele de lungă vreme, s-a odihnit întru Domnul, în anul 6596, de la zidirea lumii, iar de la nașterea lui Hristos, 1088, în vremea marelui cneaz al Chievului, Vsevolodia Roslavici. Și așa, cu trupul s-a așezat într-același sfânt locaș al Pecerscăi, în peșteră, unde, prin nestricăciunea moaștelor sale făcătoare de minuni, își mărturisește fericirea sa, încă și după moarte pe al său sfânt locaș cu facere de minuni îl împodobește. Însă cu duhul s-a mutat în locașurile cerești spre privirea lui Dumnezeu cea minunată, nu într-o închipuire, ci față către față, cu prietenii săi cei de un obicei, cu vioșii părinții Antonie și Teodosie. Ei sunt ca trei luminători care stau înaintea scaunului Dumnezeirii celei întreit luminătoare, luminându-se cu slavă veșnică, și pentru noi, fiilor, ca niște părinți se roagă să ne învrednicim a fi moștenitori darului și slavei lor, fiind bine primiți Domnului, căruia îi se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.